Fetița în vârstă de 5 ani care suferă de boala Wilson și care a fost supusă unui transplant de ficat este în stare critică, anunță prin intermediul unui comunicat reprezentanții Institutului Clinic Fundeni. Potrivit sursei citate după o perioadă cu evoluție favorabilă, starea clinică a fetiței care a suferit transplantul deficat s-a agravat progresiv în ultimele trei zile. În cursul zilei de luni, medicii au reintervenit chirurgical după ce s-au identificat complicații ale anastomozei biliare care au fost corectate. În acest moment, starea fetiței este critică, necesitând măsuri susținute de terapie intensivă, a transmis unitatea medicală pe pagina de Facebook. Transplantul de ficat la fetița cu hepatită severă, care s-a dovedit a avea boala Wilson, o afecțiune genetică rară, a fost realizat la începutul lunii mai donatorul fiind un tânăr de 17 ani. Pacienta ajunsese într-o stare de insuficiență hepatică acută care necesita transplant de urgență. Salvarea ei a venit de la adolescentul aflat în moarte cerebrală. Părinții lui au acceptat să-i doneze organele. Ficatul a fost împărțit în două, lobul stâng a fost primit de fetiță, iar lobul drept a ajuns la un adult.